Am văzut săptămâna trecută, cred că, a fost un concurs de ștafetă, 4x100 de metri, la băieții la campionatele internaționale de atletism și am văzut la un moment dat o discuție în care sportivii afișau un rezultat foarte bun, înțeleg, între primele 4 rezultate ale sezonului, apoi înțeleg că a fost infirmat. Este adevărat că și am participat la campionatele internaționale de atletism ale României și mi se pare normal, pentru că este o competiție internațională la care au participat foarte multe țări și mi-a făcut deosebită plăcere să fiu în mijlocul atleților până la urmă. Și atunci știți ce s-a întâmplat acolo? Să știți că nu știu foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că eram la momentul respectiv abordată de foarte mult camere sau, mă rog, de presă, eram da, foarte abordată de presă. Discutam cu presa, dar am văzut rezultatul în sine și m-am speriat. Zic, wow, nu se poate, e un timp fantastic. Și chiar am întrebat pe colegul de lângă mine, zic, s-a întâmplat ceva, zic, wow, dacă alergăm timpul ăsta, înseamnă că suntem finaliști la Jocurile Olimpice și că am calificat echipa la Jocurile Olimpice. După care, a doua zi, am văzut reacțiile și am cerut punct de vedere la federație. Și atunci, sau punctul de vedere din partea federației a fost că s-a întâmplat ceva la cronometra și că rezultatul respectiv a fost anulat imediat. Adică s-a cronometrat bine? Nu, s-a întâmplat ceva cu tehnic. Tehnic, da, a fost o eroare tehnică acolo.